Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce. O Voce. Mai erau două stații până la capătul liniei de tramvai. Călătorii se răriseră. Nu se mai auzea, în afară de hurducăitul roților pe șine, decât de undeva de pe o banchetă din față un mormăit slab de copil, întrerupt din când în când de o voce de femeie ușor dojenitoare. Un tânăr așezat pe o banchetă din mijloc, tot timpul călătoriei șezuse cu capul în piept. Din când în când doar și-l ridicase aruncând o privire cercetătoare în jur. Trăsăturile feței păreau perfect regulate la lumina slabă a beculețului din tramvai, amestecată cu semi-întunericul de afară. Acest font îi scotea în evidență culoarea mai mult decât în realitate măslinie a pielii, această evidențiere însă nedezavantajându-i înfățișarea, dimpotrivă. De un timp, după ce aruncase o privire insistentă pe geam, probabil pentru orientare, apoi la ceas își propti coatele pe genunchi și rămase astfel cufundat în gânduri adânci sau extenuat de oboseală, nu puteai discerne, până când, cu un zgomot specific, tramvaiul se opri. Atunci, ca și când s-ar fi trezit din somn sau dintr-o meditație atât de profundă, încât un răstimp uitase de sine, de timp, de tot ceea ce îl înconjura, tresări ușor, apoi sări direct în picioare, îndreptându-se spre scările de coborâre. După maxilarul adus în față cu o idee, astfel încât buza inferioară să se întredeschidă, lăsând să se întrevadă șirul dinților de jos, după sprâncenele care apropiate aduceau cu sine ușoare cute între ele, tânărul părea peste măsură de obosit de cine știe ce griji. Având în vedere că oricum, pe lângă starea lui de moment, oprirea tramvaiului îl luase prin surprindere, la coborâre nu observase un mic incident. Pe ușa din spate, cineva coborâse în același timp cu el, iar când îl zărise câteva clipe, se fâstăci vădit în hotărârea de a se da jos din tramvai, cum avusese inițial de gând, sau de a se reîntoarce. Cu niciun chip nu trebuie să mă vadă, îi străfulgera acestuia prin minte. Ar avea motive serioase să intre la bănuiele, având în vedere prezența mea nejustificată tocmai acum, la periferia orașului. Și dintr-o săritură ajunsese din nou în tramvai. Ușile se închiseră în urma lui. Răsufla greu și broboane de sudoare una după alta începură să îi picure de pe tâmplă. Această stare însă nu îl împiedica să urmărească un timp scurt cât era permis de mersul tramvaiului îndepărtarea tânărului cu pricina. Asta e bună, gândi apoi. Cum de nu l-am recunoscut? Tocmai pentru o asemenea eventualitate m-am așezat în spate ca să pot cuprinde cu privirea pe oricare călător și când colo am avut un noroc teribil că nu m-a zărit. Ce providențial a fost ideea de a mă întoarce în tramvai, dacă nu, aveam toate șansele să dau nas în nas cu el și atunci răsuflă adânc ușurat. Peste puțin timp, după ce și-a revenit complet, competent fiind să-și analizeze cu sânge rece situația, un zâmbet îi triumfa pe buze. Florin mergea cu siguranță la apartamentul lui Titus, bineînțeles cu un scop precis și în plus îi se păruse că era grozav de îngândurat. Desigur că acestea nu erau simple coincidențe. Desigur. Firul reflectării îl întrerupse un zgomot care îl făcu inconștient să tresară. O clipă rămase blocat, neștiind ce se petrece cu el. I se păru că aude din nou zgomotul acela ciudat, care imita perfect un schelălăit prelung. Se asemăna cu cel al ușii din biroul funcționarului de la poștă. Totuși nu fusese altceva decât scârțâitul roților de tramvai care frânase la capătul liniei. Mă obsedează zgomotul acesta, observă îngrijorat. Și nu înțeleg de ce. Coborâ. Când ajunse jos, pe frunte, pe tâmplă, pe gât, simțea ceva umed, rece. Se miră că transpirase doar pentru atât. Parcă aș fi bolnav psihic. Oare e bine ceea ce vreau să fac? Dacă Dumnezeu există cu adevărat, iar eu lupt împotriva Lui? Se așeză pe cea mai apropiată bancă, unde după puțin timp în care își reaminti forțat de motivațiile serioase pe care le avea pentru a urmări această afacere, în ghilimele, sfidând caragioasa lui slăbiciune de înger, își reveni în fire. Se ridică apoi și porni hotărât, fără nicio prejudecată, spre adresa pe care o înregistrase în memorie
din dosarele securității. Umerii lații se legănau ușor la fiecare pas, iar mâinile și le afundase în buzunarele adânci ale hainei de piele. Tânărul care coborâse la penultima stație și care fusese totodată obiectul fâstâcelii și apoi al reflectării lui Mircea, după felul distinct al mersului, dădea impresia așa cum, ca întotdeauna, unui om deosebit de temperat. De data aceasta însă, cu un efort deliberat, nu prea mare, reușea să pară chiar furat de o stare de impasibilitate. De vreo două ori în drumul său se oprise, odată într-o alimentară pentru a-și cumpăra o ciocolată pe care o desfăcuse imediat cum ieșise și mai departe, peste vreo 10 minute, într-o cofetărie, unde zăbovise mai mult timp pentru a sorbi cu nesaț o limonadă. Opririle acestea erau de fapt făcute cu un scop precis. Voia să fie sigur că nu este urmărit. Înăuntru lui însă era cu totul altceva decât voia să pară în eventualitatea unei astfel de situații. După ce ieșise din cofetărie și mai parcurse o bucată de drum, ajunsese la convingerea că nimeni nu este pe urmele lui. Această convingere era liniștitoare într-un fel, cel puțin pentru faptul că pe tot parcursul drumului putea să-și reia starea meditativă de care acum simțea nespus de multă nevoie. Bineînțeles, aceasta nu excludea faptul că și mai departe să fie cu ochii în patru. Trecuse mai mult de un an de la moartea prietenului său Dani, însă amintirea aceea a ultimei clipe petrecute cu el, acum de parcă s-ar fi petrecut doar cu câteva zile în urmă, îi persista ciudat de clar în memorie. Aceasta îi provoca un fel de melancolie amestecată cu o dorință febrilă de a reuși și de data aceasta să-și îndeplinească cu succes misiunea. De când luase locul lui Dani, trecuse mai multe situații asemănătoare cu cea de față, poate nu chiar atât de încordate. I se părea încă că starea lui sufletească de acum era mult mai diferită. Să se fi datorat stărilor afective deosebite trăite azi, stabilirea logodnei cu Lia pe săptămâna viitoare, apoi aflarea despre pericolul în care se afla încărcătura pe care ieri noapte o aduse Titus în casa lui Chiriac, această veste, împotriva voinței, îl tulburase din prima clipă grozav de mult. Liei, nu pentru că n-ar fi avut încredere în ea, ci pentru că voia pe cât posibil să o protejeze, evita să-i relateze despre această activitate a sa. Despre pericolele care l-amenințau, Lia însă știa. Erau conștienți amândoi de marile riscuri, dar nu voiau niciunul să renunțe. Lia, îi spusese culegându-i mâinile, alunecase apoi cu privirea în luciu albastru al ochilor ei mari plin de iubire. Îți amintești despre locul lui Dani? Aceasta era întrebarea cu care el începea, având în vedere asemenea ocazii. A fost o zi minunată astăzi, schimbă tot el subiectul cu un ton duios. Se opri cu ochii plecați, apoi continuă mângâindu-i mâinile. N-aș vrea să înlocuiesc totul cu o stare încordată. Nu, Florin, te asigur că nu e așa, intervenia. Zâmbise și apoi reluă cu o voce schimbată de cum fusese de când vorbiseră despre cele mai plăcute planuri privind viitorul lor. Doar știi și tu. A trecut mai mult de un an de când mi-ai mărturisit acolo, pe coridorul căminului, hotărârea ta de a lua locul lui Dani. Crede-mă, doar atunci, imediat m-a cuprins o teamă grozavă că s-ar putea întâmpla ceva cu tine. Nici eu nu m-am așteptat de la mine însă să fiu atât de liniștit apoi. Ți-am mai spus aceasta și bineînțeles n-ai uitat, dar știu că ai nevoie să-ți mărturisesc din nou pentru a fi pe deplin liniștit cu privire la mine. Sunt fericită că avem un Dumnezeu minunat. Sunt fericită pentru dragostea ta. Sunt fericită. Draga mea, murmură, iar când își înălță capul privind-o toată făptura ei, mișcarea rară a pleoapelor rămânând mai mult plecate peste strălucirea ochilor, zâmbetul moale, mâinile calde, liniștite ca două păsări, departe de orice pericole în cuibul lor, palmele lui, repeta mereu și mereu, sunt fericită. Acesta era unul din cele mai apropiate idealuri ale lui, s-o facă fericită. Îți mulțumesc, Dumnezeule, îți mulțumesc, își spuse și fără să-și dea seama scăpă o lacrimă. Dumnezeu ne-a protejat, rosti din nou gândindu-se la subiectul pe care îl discutaseră. Numai El, adăugă ea încet,
și ne va proteja și acum, așa-i?" șopti din nou, uitându-se încurcat la Lia. "Aș vrea nespus de mult să ajungem săptămâna viitoare, apoi luna viitoare, când vom fi soț și soție." "Doamne, de ce vorbise astfel?" se mirase de el însuși. Vorbise ca și cum s-ar teme de ceva. Nu, nu era bine. Se mirase de asemenea de Lia că nu se arătase surprinsă de ceea ce spusese el, ca și cum ar fi gândit și ea la fel. "Dumnezeu ne va proteja până la capăt," rostia ferm, dintr-o dată ridicându-și ușor bărbia. "Oricum," adăugă apoi cu o voce mai scăzută, dar tot atât de fermă, "mai important decât fericirea noastră, decât tot ce ne aparține, decât însăși viața, este mântuirea celor pierduți." Și pentru că, rostind acestea, o năpădi plânsul, se cuibări la pieptul lui. La rândul ei se miră și ea de ceea ce vorbise. Cel puțin așa simțise atunci Florin. Era și el uluit, mișcat totodată. De ce? Nu fusese această afirmație doar gândurile amândurora exprimate cu voce tare? Categoric. Nu mai vorbiseră apoi nimic despre acestea. Doar înainte de a se despărți, Lia îi șopti la ureche pe un ton optimist. "Am să mă rog pentru viitorul meu soț în seara aceasta. Mult, mult de tot." "Mulțumesc, iubita mea." "Se roagă pentru mine și va fi bine." "Ah, cu siguranță va fi bine," repetă Florin, înaintând domol. Mai avea încă puțin de mers până să ajungă la destinație. Astăzi, Titus îi povestise pe scurt ceea ce se întâmplase. Pe neașteptate, familia Duma s-a trezit cu securitatea în curte la o jumătate de oră după ce descărcaseră totul. "Numai Dumnezeu ne-a salvat," mărturisise apoi plângând nevasta lui Dumitru Duma. "Nu ne-am apropiat ca din atâția securiști câți au fost să percheziționeze, să nu le treacă nici unuia prin minte că, dacă n-au găsit Bibliile și cărțile la noi, am fi putut să le depozităm pentru orice eventual necaz într-o altă casă. Când colonelul Oprea a venit și el imediat, fără să ne întrebe nimic, și-a dat seama despre ce-i vorba, dar cărțile, slavă Domnului, deja nu mai erau acolo." "A trebuit să ne grăbim," îi spusese Titus. "N-am avut timp să ne gândim la un loc sigur și astfel le-am dus în apartamentul meu. O grămadă de Biblii, parcă niciodată n-am văzut atât de multe la un loc. Când le-am văzut pe toate în camera aceea, în siguranță, multe, multe, multe de tot, am plâns." "Doamne, și când te gândești că era cât pe aici să le găsească? Le-ar fi distrus fără nicio mostrare de conștiință." Titus nu îi împărtășise atunci planul pe care l-avea cu privire la o depozitare mai sigură a materialelor. Erau amândoi grăbiți. Titus avea ceva probleme urgente de rezolvat în satul G, unde lucra ca medic veterinar, iar Florin se grăbea să se reîntoarcă în camera unde o lăsase singură pe Lia. Apropiindu-se de blocul cu pricina, Florin grăbi și mai mult pasul. Din când în când se oprea, aruncând o privire scurtă, dar pătrunzătoare înapoi a sa. În afară de trecătorii obișnuiți, nu i se păru nimic suspect. De pe strada principală se înșiruiau mai multe clădiri identice. Blocul spre care se îndrepta era penultimul din șirul cel mai mărginaș. În stânga lui, în afară de mici spații cu verdeață limitate de gard viu înalt și o stradă în jos, erau niște dărâmături care fuseseră cu vreo câțiva ani în urmă un grup de case țigănești. Un loc grozav pentru astfel de misiuni, gândi Florin, cuprinzând imers cu privirea terenul din jur. Acum 6 ani, când Titus și-a luat acest apartament, într-o zonă atât de limitrofă, ne-am mirat cu toții de alegerea lui. N-am știut însă atunci care erau de fapt adevăratele lui intenții. Fără să-mi fi mărturisit el, este ușor de bănuit că acum nu e pentru prima dată când apartamentul său reprezintă un loc de refugiu pentru asemenea ocazii. Apartamentul se afla la primul nivel după ce urcai un rând de scări la intrarea în clădire. Cu el față în față, un alt apartament fusese locuit de un bătrân pensionar bolnav, care își petrecuse ultimele zile mai mult prin spitale. Pentru că de curând murise, niște rude de la țară goliseră casa, lăsând deocamdată apartamentul gol și nelocuit. Pe palier, întuneric beznă. Ajuns mașinal în dreptul ușii, Florin bătu ușor ritmic cu degetele.
Înăuntru se auzea vocea lui Titus, acompaniată de sunetul unei pianine. Era o pianină veche, care îi aducea întotdeauna aminte de tatăl său. El cânta adesea la ea. Pe toți frații lui învățase să cânte bine după note, însă el fusese prea mic, apoi taică-su murise. Ce mult semăna vocea lui Titus cu aceluia pe genunchii căruia stătuse adeseori, privind uimit jocul vioi al degetelor pe clape. Niciodată însă, niciodată, în afară de colinzi de Crăciun, tatăl său nu cântase cântece religioase. Aceasta era o umbră tristă în dragele lui amintiri. Și cât de mult semăna vocea lui Titus cu cea a tatălui său! Se propti de pragul ușii. Nu mai avea tăria să bată pentru a-i se deschide. I se părea că pentru nimic în lume n-ar fi putut să-l întrerupă. N-auzise până acum niciodată acele versuri sau cel puțin nu-și amintea, însă ciudat de mult se potriveau cu starea lui sufletească. Erau parcă smulse din gândurile lui, din discuțiile recente cu Lia, iar amortizarea duioasei melodii în această pianină îl mișca și mai mult. Doamne, mă predau azi ție cu toată ființa mea. O, nu mă lăsa la nimeni să mă ia din mâna ta. Nu mă tem să fiu cu tine pe drumul suferinței. Vreau cu tine în veci să trăiesc, voia ta să o împlinesc. Da, i-am tot, Doamne, da, i-am tot, Doamne, i-am ființa mea întreagă, cu bucurie. Când intră, după ce Titus îi deschise, Florin încă mai plângea. Doamne, dar ce s-a întâmplat? Îl întreba acesta alarmat. Florin zâmbi. Am ascultat de la ușă, n-am vrut să te întrerup. Mă gândeam la ceea ce înseamnă de fapt. I-am tot, Doamne, toată ființa, tot. Titus scăpă și el un zâmbet amestecat cu un suspin. Așa gândeam și eu în timp ce cântam. De fapt, m-am gândit dinainte, de aceea am ales această cântare. Florin se așeză pe scaunelul rotund din fața pianinei. Tu semeni cel mai mult cu tata în privința muzicii. Ce mult seamănă vocea ta cu a lui. Apăsă la întâmplare doar într-o doară pe câteva clape. Se auziră niște sunete întretăiate. Când eram mic, mi-am dorit nespus să învăț, dar... Câteva clipe, Florin rămase cu privirea fixă în gol. De ce nu l-a cunoscut și tata pe Dumnezeu? Rosti dintr-o dată. Titus tresări. Îi aruncă o privire uimită, ca și cum ar fi vrut să-l întrebe ce sens are această frământare acum, dar nici el nu știa de ce, tăcu. Asta este, concluzionă Florin și se ridică brusc în picioare. Începu să-și plimbe insistent privirea în jur. Bibliile sunt în camera de dincolo, interveni Titus. Bănuiam. Mobila de acolo i-a adus-o toată aici? Doar pianina și măsuța. Mi-ai spus că va veni încă o persoană de încredere să ne ajute. Trebuie să sosească. Este vorba despre tatălui Dani, adică M. Cruceru. Tatălui Dani? De ce te surprinde? Știam că s-a retras de vreo 3 ani. După întâmplarea tristă a morții fiului său, nu m-aș fi așteptat să aibă din nou curajul. Și eu m-am mirat. Imediat după aceea a venit și mi-a spus cu ochii în lacrimi. În cele mai grele situații vă rog să mă chemați și pe mine. Chiar dacă sunt bătrân, am 12 ani de experiență. Mi-am dorit nespus de mult ca fiul meu să continue această luptă. Cât de mult m-am bucurat atunci când, neinfluențat de mine, a luat hotărârea. I-am spus atunci, gândește-te bine, este totodată o cale a riscului, oricând ai putea fi prins. Mă face să mă simt un om al sacrificiului pentru Mântuitorul meu, care mi-a dăruit mai întâi jertfa lui supremă. Mi-a spus, celălalt aspect nu mai contează. Și aceasta mi-a fost suficient să mă facă să înțeleg consacrarea lui. Te rog, mi-a repetat din nou printre lacrimi, doresc din tot sufletul să mă implic din nou. Aceasta mă va mângâia mult de pierderea lui Dani. Și de atunci, când l-am chemat eu sau alții, a fost de un ajutor incontestabil. Florin ofta. Din nou cuvintele lui Dani. Moartea lui Dani.
Amintiri dragi și totodată nostalgice. Cât de ciudată această stare, parcă străină de felul lui de a fi, și totodată ceva în care se complăcea fără a dori câtuși de puțin să o alunge. Sunt puțin obosit, rosti, și se așeză pe scăunelul rotund din fața pianinei. Dar stai puțin, își aminti deodată, ridicându-se din nou și îndreptându-se spre ușa camerei care ducea într-un antreu mic și de acolo în camera alăturată. Se opri în pragul ușii acelei camere. Ai avut dreptate, Titus, îngăimă emoționat. Sunt multe, nespus de multe, Biblii. Doamne, îți mulțumesc că n-ai îngăduit să le găsească. Așa e, întărit Titus. Le-ar fi distrus, le-ar fi ars sau le-ar fi folosit ca maculatură într-o fabrică de hârtie. Pe lângă sacrificiu material al multor oameni din străinătate pe care nu-i cunoaștem, se adaugă sacrificiu altora ca noi. Titus, aș vrea să începu Florin cu un ton ferm, ca și cum cuvintele fratelui său ar fi avut un efect deosebit asupra lui, de a lua o hotărâre pe care ar fi vrut să o ia și înainte de aceasta, dar ceva l-o oprise. Un gând nou venit îl făcu să se poticnească din nou. Lia se roagă pentru noi, adăugă pe neașteptate. Săptămâna viitoare vrem să ne logodim. Ai știut? Titus îl privi cu insistență, grozav de uimit de întrebarea lui. Bineînțeles că știa, doar se întâlniseră azi și discutaseră. Bineînțeles că ai știut, răspunse tot Florin, ghicindu-i nedumerirea. Spune-mi, și se întoarse către Titus, tu ai avea curajul să te rogi pentru salvarea lor? Și întinse mâna spre camera plină, cu prețul vieții tale? Cuvintele acestea le rostise cu o sforțare deosebită, cu ochii strânși și pumnii încordați. Se întoarse spre Titus și rămase surprins că acesta nu arăta deloc uimit, cum se așteptase, în fața unei asemenea întrebări. De fapt, era ceva de la sine înțeles, că dacă sunt implicați în această chestiune, o fac cu orice risc. M-am rugat astfel pentru fiecare transport, răspunse acesta după câteva clipe de răgaz, în care parcă voia să-și amintească precis. Da, m-am rugat astfel, întări cu un tremur melancolic în glas. Tu nu? Ba da. Bineînțeles că da, băigui Florin, dar acum nu știu de ce aveam ceva rețineri. Mă gândeam că săptămâna viitoare avem logodna și se opri plecându-și capul în pământ. Era ciudat felul în care gândea, dar nu putea să fie altfel în aceste clipe. Niciodată în fața unei astfel de misiuni nu fusese atât de slab. O iubea nespus de mult pe Lia și dorința febrilă de a ajunge să trăiască clipele visate îl impulsiona în aspirația de supraviețuire, cu orice chip, și avea dreptate. Nu era o greșeală înaintea lui Dumnezeu. El ne va proteja până la capăt, îi spusese Lia, însă tot ea afirmase. Mai important decât orice ne aparține, viața, fericirea, este El. Spune-mi, încerca să se agațe de părerea fratelui său, tu ce ai face în locul meu? Eu? Îngăimă Titus surprins. Să fiu sincer, nu prea înțeleg frământarea ta. Mi se pare că ești grozav de pesimist. Așa e, răspunse Florin și fără să mai adauge nimic, se retrase în camera alăturată. Se așeză pe unul dintre cele două fotolii mari cu mâniere din piele neagră, așezate pe peretele cu geamul. Închise ochii. Vreo 5 minute nu mai rostiră niciunul vreun cuvânt. Și totuși, sparse tăcerea tot Florin. Se vedea că în aceste momente reflectase în continuare la problema lui. Tu nu mă înțelegi, poate nici eu nu mă înțeleg. Pe măsuța dintre cele două fotolii, Florin așezase de curând o Biblie de mărime mică cu coperți roșii. O scosese din buzunarul hainei. Biblia lui Dani? Întrebă Titus. Biblia mea? Îl corectă schițând un zâmbet. Da, Biblia mea. Știi, Titus? Continuă apoi cu inflexiuni deosebite, cu ochii, pumnii și inima strânse. Trebuie să-ți mărturisesc direct să mă poți înțelege. Dacă Dumnezeu mi-ar cere în clipa aceasta să aleg între viața mea și salvarea acestor Biblii,
m-aș alege pe mine. Titus îl ascultă uluit, apoi îl privi în tăcere. La început, după ce terminase de vorbit, ar fi vrut să-i spună că are o gândire extremistă, că Dumnezeu nu-i va cere această alegere vreodată, însă imediat descoperi că Florin avea dreptate. Ah, Doamne! Cu toate acestea nu reușea să-i dea un răspuns direct. Răspunsul său fu așezarea din nou pe scaunelul din fața pianinei, jocul vioi al degetelor pe clape și răsunetul lin, răscolitor, al cântării. Acesta îndemna, de fapt, cel mai relevant răspuns. Acesta însemna, de fapt, cel mai relevant răspuns. Doamne, mă predau azi ție, cu toată ființa mea. Da, i-am tot, Doamne. Da, i-am tot, Doamne. Ia-mi ființa mea întreagă, cu bucurie. Mai târziu, toți trei, Titus, Florin și M. Cruceru, pe la ora 1, fără câteva minute, înainte de a începe ceva, stătură mult în rugăciune. La prima vedere, misiunea nu părea atât de grea. Poziția periferică, strada care se ramifica cu un alt drum de țară, pe care puteai să ajungi repede, fără să te aștepți la mari primejdii, în satul G, în care lucra ca medic veterinar Titus, în sfârșit, ora de noapte prielnică, toate acestea reprezentau mari avantaje pentru reușită. Și totuși, riscul era grozav. Având în vedere că securitatea era în gardă, te puteai aștepta la orice surpriză. Nu fusese astfel chiar ieri, când imediat după ce descărcaseră, oamenii securității tăbărâseră în curte? Niciunul dintre cei trei nu știau că ar să fi fost urmăriți. Cu toate acestea, nu puteau fi 100% convinși de această realitate. Dumnezeu, numai El, cu protecția sa atotputernică, va veghea să nu ajungă pe mâna lor distrugătoare cuvântul lui, rostise Crucerul printre lacrimi. Se rugară apoi pe rând cu voce tare. Ultimele cuvinte ale lui Florin, pe care le rostise plângând cu o sinceritate copilărească, fuseseră: Te laud, Dumnezeul meu, că alături de frații mei pot să spun fără reținere, chiar cu prețul vieții mele, salvează aceste Biblii scumpe prin care tu poți face să te cunoască mii de oameni din acest mare oraș. Îți mulțumesc din adâncul inimii că numai prin Hristos, deloc prin ceea ce este firea mea, am ajuns la această consacrare. Și, ah, Doamne, îți mulțumesc pentru bucuria nespusă, divină, care mă copleșește. Puțin timp după ora 1 noapte, o dubă oprea pe strada din dreptul clădirii cu pricină. Doar o zonă verde, îngustă, împrejmuită cu un gărduleț mic de fier și o alee pe care o puteai traversa cu un pas ceva mai mare decât cel obișnuit, despărțeau geamul camerei în care Titus adăpostise cărțile de stradă. La ora aceasta târzie, niciun zgomot, în afară de un bizar cântec întretăiat de pasărea de noapte, venit dinspre dărâmăturile fostelor gospodării țigănești, de pe partea cealaltă a drumului, nu spărgeau liniștea de plină. În sus, aici și colo, ca un tremur de lumânare topită, clipocea răzleț câte o stea la orizont, undeva pe stradă unde se făcea o intersecție, se zăreau la intervale lungi de timp lumini în mișcare, erau probabil farurile unei mașini în trecere, în rest întuneric beznă. O noapte grozav de prielnică, gândi M. Cruceru, aruncând o privire insistentă în jur. Nu îi se părea nimic dubios, dar nu înceta să se roage în gând. Făcuseră aceasta și când părăsise apartamentul lui Titus cu scopul de a aduce mașina și în timp ce se apropiase cu ea de clădire și o va face până când le va ști în siguranță la familia aceea credincioasă pe care o cunoștea și el din satul G. Fără niciun zgomot, se apropie de geamul apartamentului și bătu încet, de-abia perceptibil. În întuneric, arătând aceeași grijă ca și el, cineva deschise geamul. Trebuie să terminăm cât se poate de repede, îi șoptie M. Crucerul lui Titus. Distanța până la mașină este mică și cred că eficient ar fi să le transferăm cu grijă din mână-mână. Cei drept sunt foarte multe, dar în cel mult 20 de minute trebuie să plecăm cu primul transport. Dacă le-am înghesui, poate ar încăpea toate, dar pentru orice eventualitate, să ne păzească Dumnezeu de așa ceva,
E mai bine să le ducem în două serii. Este mai avantajos astfel pentru că, în primul rând, nu zăbovim prea mult aici, în stradă. Nu se știe cărui ochi care nu doarme i s-ar părea suspect, deși întunericul ne acoperă. Și, în al doilea rând, dacă ar fi să ne oprească cineva, știi tu la cine mă refer, ar pune mâna doar pe o parte dintre ele, iar cealaltă tot ar scăpa, deoarece, bineînțeles, noi cu prețul vieții n-o să divulgăm secretul. Chiar în clipa următoare, involuntar, crucerul tresări. I se păru că de undeva din direcția dărâmăturilor auzise un fel de zgomot care semăna cu o grămadă de cărămizi răsturnate. Se întoarse brusc într-acolo. Titus îi înțelese teama și îi șopti: nu este un motiv de alarmă, eu sunt obișnuit cu asemenea zgomote inopinate. De mai bine de 3 ani de când zac fără rost o sumedenie de cărămizi, doar aici și colo câte un zid a rămas intact, a devenit un adevărat cuib de pisici, câini vagabonzi, șobolani și păsări de noapte. Acum 2 ani am fost într-o situație asemănătoare. Trebuia să acționăm tot noaptea, era vorba de o încărcătură care trebuia dusă de aici undeva în oraș. Atunci, ca să zic așa, nu eram familiarizat cu acest soi de gălăgie nocturnă. Eu însumi am fost în cercetare cu o lanternă. De atunci nu mi-a mai făcut probleme. Făcu crucerul. Și totuși seamănă cu altceva. Un animal nu poate răsturna atât de multe cărămizi deodată. Se întoarse din nou ca și cum de data aceasta ar fi fost în stare să discearnă mai mult decât ceva forme discrete în întuneric. Bineînțeles că nu reuși. Acel timp de gândire însă fusese suficient pentru a-și da lui însuși un răspuns verosimil. Ce-i drept, din prima clipă locul acela mi-a sărit în ochi ca fiind cel mai potrivit în eventualitatea unei urmăriri. De acolo poți vedea, fără riscul de a fi dat de gol, din amândouă laturile, clădirea. Oricum, chiar dacă ar fi o presupunere veridică, să mergi și să cercetezi, n-ar avea niciun sens. Dacă, Doamne ferește, au ajuns până aici, este evident prea târziu să mai putem face ceva. N-avem altă soluție decât aceea de a merge mai departe. Ah, Doamne, noi nu putem face altceva mai sigur decât să ne încredem în protecția Ta și nu Ți-am cerut această protecție îndreptată asupra noastră, ci a cuvântului Tău. Vom începe, rosti cu glas încet, dar ferm, ca și cum înainte cu câteva clipe nici nu se confruntase cu presupunerea unui mare pericol. În cel mult 20 de minute trebuie să terminăm cu încărcatul, apoi în cel mult o oră, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom fi din nou aici. Da, cred că vom fi, mai adăugă ca pentru sine, o frântură de gând zburat pe buze ca o confirmare în plus a credinței din inimă. În timp ce toți trei erau ocupați cu transferarea Bibliilor din cameră în mașină, printre dărâmăturile acelea, în afară de locuitorii ei obișnuiți la care se referise Titus, un musafir, nepoftit în ghilimele, care gândise în același fel ca și crucerul, că acela ar fi locul cel mai potrivit pentru intențiile sale, tremurând puternic de frig, de emoții sau de o bucurie diabolică, nici el însuși nu mai știa, se așezase de câteva minute pe un bolovan. De pe la ora 9, după ce coboruse din tramvai, reperase adresa și găsise locul cel mai bun pentru observație. Stabilit acolo și amintindu-și că în jurul blocului cu pricina n-ar fi găsit niciun ascunziș de acest gen, apreciase bietele dărâmături ca pe o providență. Această apreciere însă nu dură mult timp sau cel puțin fusese știrbită de neprevăzutele pe care Mircea nu le avusese în vedere. Noroc cu un pahar pe care îl găsise în preajmă pentru a se proteja de urâtele animale. Dacă n-ar fi fost să-l zărească pe crucerul venind, înainte de a se ascunde acolo, aceasta întărindu-i convingerea că era pe un drum bun, poate că Mircea ar fi lăsat totul baltă. De fapt, chiar cu convingerea consolidată, așteptarea încordată, asociată cu lupta cu frigul și cu locuitorii, în ghilimele, dărâmăturilor, timp de 4 ore l-obosise până la paroxism. Ajuns în starea aceasta, nu se mai putuse controla, astfel încât nici el nu-și mai explica precis în ce împrejurări căzuse pur și simplu epuizat pe un morman de cărămizi, călcase sau se împiedicase de ceva moale mișcător, era cât pe ce să fie victima unei imprudențe. În clipele acelea se trezise la realitate.
Rămase astfel nemișcat acolo, cu inima strânsă, așteptând un timp să fie descoperit, bătut măr de cei trei și lăsat apoi să zacă neștire până dimineața, când va fi prea târziu să anunțe securitatea, iar planurile lui se vor transforma asemenea acestor foste case, unde zăcea întins într-un morman de ruine, uitase și de faptul că acești oameni, fiind creștini, n-ar fi făcut asemenea fapte, cu riscul de a fi ei înșiși periclitați. După câteva minute de anxietate, când fusese sigur că pericolul trecuse, nici el nu-și argumenta cum, reușise să se ridice, îndepărtând meticulos fiecare cărămidă din preajmă pentru a nu produce o nouă zarvă. Se cuibări apoi pe un bolvan mare, rece, într-un colț. De vreo 10 minute însă, de când încercase să se reculeagă, nu reușise. Avea impresia că și bolovanul, oricum destul de rigid, se clatină din toate temeliile sub impulsul tremurăturilor lui. De undeva de după un zid, i se păru deodată că aude un schelălăit de câine. Da, am remarcat că sunt și câini pe aici, își argumentă într-o doară, apoi îl străfulgeră neplăcut gândul care i se născuse pentru prima oară după ce coboruse din tramvai. Parcă aș fi bolnav psihic, ciudat, grozav de ciudat. Imediat însă, tot din direcția aceea, auzi un lătrat. Răsuflă într-un fel ușurat. Și eu, care eram gata să cred că este vorba de o obsesie auditivă. Ce gânduri, ce presupuneri caragioase! Sunt obosit, dar ar fi și culmea acum, de când în sfârșit am ajuns față în față cu o mare ocazie să dau înapoi. Deci, ce mai am de făcut? Să se ridică a nevoie precaut în același timp. Ce plăcere să știi că la câțiva pași de tine se petrece o asemenea scenă, o pradă grozavă pe care va pune mâna securitatea datorită mie. Ha-ha, de-abia aștept să-i văd mutra lui Lucaci. Ești grozav, băiete, nu m-am așteptat la atât de multă ingeniozitate din partea ta. Bravo, băiete, ai viitorul asigurat. Securitatea îi răsplătește binișor pe toți acei care își dau interesul, îmi va zice Lucaci. Și când te gândești că de data aceasta am recuperat pur și simplu ceea ce le-a scăpat de nenumărate ori printre degete. Da, bineînțeles că da, dar deocamdată trebuie să... Deci, ce mai am de făcut? Primul lucru, trebuie să mă strecor cumva printre dărâmăturile astea și să ies dincolo de stradă. Nu-i mare lucru. Voi ieși mai întâi pe câmp. Dărâmăturile mă vor proteja ca nu cumva să fiu văzut. Oricum, întunericul e suficient, dar mai bine să fiu sigur. Apoi voi merge în jos, o distanță oarecare, de unde voi putea fi deplin convins că nu mă vor zări când voi traversa strada. Cel mai greu însă mi-e felul în care reușesc să scap de aici fără zgomote dubioase. În sfârșit, al doilea lucru pe care trebuie să-l fac, la telefonul public de pe strada principală, voi suna la secție pentru a-i anunța cât se poate de repede să se prezinte la această adresă. La gândul acestui sfârșit, Mircea își frecă instinctiv mâinile, erau ude lioarcă de sudoare, de altfel ca și cămașa pe care și-o simțea lipită de spate. Nu mai băgă în seamă însă aceste neajunsuri, porni înainte. Trebuia să ajungă fără niciun zgomot și totodată cât putea de repede la cabina telefonică. În afară de respirația sa greoaie și parcă ceva care semăna cu niște bătăi puternice de undeva din regiunea gâtului, poate pulsul său, câteva minute nu mai auzise nimic altceva în jur, sau cel puțin așa credea, trecând cu pași mari, repezi strada și îndreptându-se spre strada principală. Cabina se afla proptită de un chioșculeț pe care Mircea îl identifică, apoi ca fiind o stație de tramvai cu o băncuță înăuntru. Strada era slab luminată de un singur neon mare așezat la mijlocul unui rând de magazine. Gâfâind din greu, fără să se mai gândească la nimic altceva decât a ajunge la cabină, de a forma numărul și de a anunța pe nerăsuflate ceea ce descoperise, pasul lui Mircea se transformă într-o alergare nebunească. Când ajunse în dreptul cabinei, vrând nevrând funevoit, apreciase el după aceea, cel puțin 2 minute să zăbovească pentru a-și reveni. Era sigur că dacă imediat ar fi format numărul, n-ar fi avut tăria să rostească printre gâfâieli nici măcar un cuvânt. 2 minute, atât. Nu-i trecuse atunci prin minte că, de fapt,
De aceste două minute își va reaminti întotdeauna ca de o răscruce de vânturi, ciudată răscruce, poate chiar o intervenție supranaturală cu scopul de a-i schimba o diabolică decizie. Bineînțeles că n-avea cum să bănuiască măcar că de o simplă zăbovire de două minute atârnau eliberări ale multor suflete din întuneric, pe care le va vedea chiar sub ochii lui și nu va pricepe mult timp că el însuși fusese un pion răsturnat chiar de degetul lui Dumnezeu la momentul oportun. Va înțelege în curând însă că de acele două minute atârnaseră chiar vieți. De fapt, totdeauna fusese conștient că prin contribuția lui, începând de la Relu și Anca, fusese răstopate fericiri, dar toate acestea lăsaseră rece. Aceasta pentru că dorințele sale avide erau atât de imperioase și considera că are dreptate, perfectă dreptate, să se iubească pe sine însuși mai presus decât orice. Un răgaz de a se odihni pentru a putea apoi să-și împlinească așa zisul vis și totuși. La început, când un gând nou îi încolți în minte, îi se păru că pur și simplu aiurează. Sunt nebun, repeta fără încetare. E mai mult decât clar că aceasta este cea mai bună soluție. Să sun la secție, să vină oameni cât de repede, Bibliile să fie apoi confiscate, iar cei trei arestați. Nimic mai simplu. Oricum încă nu mi-am revenit, uite cum îmi tremură și mâinile. Sunt ud leoarcă. Au trecut doar câteva secunde de când m-am oprit aici. Până îmi voi reveni, voi repeta de zeci de ori în gând ce trebuie să spun. Sunt Mircea Albu, vă sun, am depistat, veniți urgent. Dar stai puțin, dacă îi anunț, vor veni probabil în frunte cu Lucaci, vor confisca Bibliile, îi vor aresta pe cei trei și apoi, probabil abia mâine, când se vor limpezi lucrurile, mă va chema la el în birou și îmi va zice: felicitări, sunt mulțumit de tine, ți-ai asumat răspunderea de a urmări chestiunea cu literatura religioasă și, ce să mai zic, mai da gata, și așa mai departe. Bineînțeles, în urma acestei bravuri, nimeni nu mă va mai amenința cu privire la marea mea greșeală. Mă gândesc la recentul incident din aula facultății de mecanică. Cu siguranță voi primi o recompensă, ceva bani. Bineînțeles, vor avea mai multă încredere în mine și, în sfârșit, cariera, viitorul în general, cât de cât îmi va fi asigurat. Ce grozav! Cu toate că încă nu trecuse total peste slăbiciunea fizică, sub influența acestor gânduri, deschise iute ușa cabinei. Dar dacă... Stai puțin, că problema aceasta n-am avut-o în vedere. Lucaci este un om josnic, cel puțin încă o dată mai avid și mai șire decât mine. Privind rezolvarea acestei chestiuni, ținând totodată cont că tocmai colonelul Oprea o consideră deosebit de importantă, în același timp complicată, doar n-o fi Lucaci atât de nătărău să rateze o asemenea ocazie care i-ar putea aduce chiar avansarea? Cine sunt eu acolo ca să-i stau împotrivă? Chiar dacă n-aș scăpa o vorbă în urma înțelegerii cu el, îl cunosc prea bine încât să nu bănuiesc că va ajunge să mă considere ca un ghimpe de care este nevoie să te descotorosești. Tiu, ce gânduri ciudate îmi trec prin minte. Oare chiar așa să fie cum gândesc? 50% să zicem că aș avea dreptate. De fapt, de ce presupun că va trebui neapărat să se sinchisească Lucaci de mine? Eu am să-mi primesc partea și am să fiu mulțumit, iar el, bine, bănuiesc că n-ar avea șanse să ia totul asupra lui, pentru că va veni aici însoțit de câțiva securiști care inevitabil vor cunoaște adevărul. Oare? Cred că m-am încurcat pur și simplu. Incredibil ce gânduri, ce presupuneri mi s-au învălmășit în minte. Clătinându-se, intră în chioșculețul de aluminiu de lângă cabina telefonică și se prăbuși extenuat fizic și psihic pe băncuța de acolo. O durere grozavă de cap se instală în timp ce începu să-și amintească cum riscase, se gândea la furtul scrisorii de la poștă, prin câte emoții trecuse, întâlnirea cu Florin în tramvai, căzătura printre dărâmături, iar acum, dintr-o dată, lucrurile se complică teribil. Tocmai acum, când aparent i se păruseră cel mai simplu de rezolvat, un singur telefon, doar atât.
Am riscat destul până acum și merită să risc și mai departe, încercă să-și impună forțat. Da, am să risc mai departe, pentru că, dacă nu, absolut totul a fost zadarnic și apoi poate toată viața am să regret. Se ridică hotărât. Pe neașteptate însă îl străfulgeră un alt gând. Fără să vrea zâmbi, își lăsă mintea să acționeze liberă în acest sens. La început îi se păru o idee stupidă, dar interesantă, apoi ceva care într-adevăr ar fi rezonabil, mai puțin riscant decât soluția de a suna la securitate. Mai avea încă ceva rețineri. Era uimit de ideea pe care o avea în minte și de faptul că în aceste momente îi se părea plauzibilă. Oare nu se datora aceasta oboselii exagerate? Se prăbuși din nou pe bancă. După un răstim de meditație profundă pe care o analiză pe toate părțile, cu aceeași durere de cap, dar în plus cu un zâmbet bolnăvicios de triumf, se ridică. Era oare chiar un triumf? Poate că nu, dar măcar elucidase o problemă de greu impas și acum credea că e posibil. Această nouă elucidare să-i fie mai benefică decât planul de a suna la securitate. Care era de fapt fundamentul acestei idei? Presat de incidentul din aula facultății de mecanică, cum am mai amintit, Mircea muncise, în ghilimele, mult în ultimele 2 săptămâni. Deci, pentru a afla cât mai multe amănunte despre conspirație și conspiratori, își petrecuse mult timp în vizite pe la prieteni, colegi sau cunoscuți, dintre studenții care locuiau în cămine. Una din aceste vizite fusese la fostul său coleg de cameră, Andrei Popovici. De la începutul anului îl mai vizitase o singură dată, pentru că, fiind colegi de grupă, se întâlneau aproape zilnic. Oricum, nici în timpul unui an de zile în care împărțiseră împreună camera, nu reușiseră să stabilească relații intime de prietenie. Andrei fusese tot timpul peste măsură de ocupat cu studiul, iar Mircea de asemenea avusese preocupările lui care îl determinau să lipsească aproape tot timpul zilei, uneori chiar și noaptea. Deci, săptămâna aceasta Mircea îl vizitase. Sosise doar de vreo 10 minute când Andrei fusese chemat la poartă pentru un telefon. Când revenise, arăta grozav de îngrijorat. Se scuzase față de Mircea că are o problemă urgentă și că trebuie neapărat să plece. Este vorba despre Mihai. Are probleme, se hotărâse să-i spună, neavând de ales pentru a-i demonstra pregnant că avea motive serioase să sisteze vizita. Mihai? A, da, Mihai Oprea, adică Andreescu, pentru că maică-sa este sora colonelului Oprea. Când eram colegi de cameră, din când în când mă mai izbeam cu ochii de nepotul lui. Acum mai rar. Pe fostul meu pat era locul, nu-i așa? Ha-ha, probleme? Ai spus, pare mi se, că avea ceva probleme? Este posibil ca un băiat, vorba aceea, de bani gata, cu unchiul său mare boss, să se izbească la fel ca noi, oamenii de rând, de probleme, în toată puterea cuvântului serioase? Ți-am mai spus, de fapt te-ai convins și tu. Este un tânăr obișnuit, chiar mai binevoitor decât alții. Nu înțeleg de ce persoana lui te-a obsedat încă de când l-ai cunoscut. Dar în sfârșit te rog încă o dată să mă scuzi. Cel mult peste o jumătate de oră am promis că voi fi prezent într-un loc. Desigur că graba ta este legată de problemele lui Mihai. Și totuși nu sunt lămurit cu chestiunea. Mai spune-mi o dată, măcar să plec cu sufletul în păcat. N-au trecut decât vreo 10 minute când am intrat și aproape că mi-arunci vorbele. Ieși odată că trebuie să plec pentru un capriciu al bietului Mihăiță. Să fiu sincer, mă surprinde că ești chiar atât de neștiutor. Știam că zvonurile despre el au circulat cu repeziciune printre studenți. Cel puțin cei de la medicină vorbesc aproape toți. De cât timp nu l-ai mai întâlnit? De când a început anul acesta universitar, l-am întâlnit de vreo 2 ori. Pare mi se era undeva în fața universității, însă n-am remarcat nimic suspect. Era cu mașina. Andrei zâmbise trist, apoi continuase. Mai ții minte, anul 1 și 2 a terminat primul din grupă, în sesiunea aceasta însă, primele 2 le-a ratat, dacă nu ar fi intervenit. Înțelegi ce vreau să spun? Le-ar fi ratat și pe următoarele 3. Incredibil!
Parcă la balul bobocilor, atunci când l-am întâlnit pentru prima oară, susțineai că... Dar, în sfârșit, care-i cauza pentru care Mihai a ajuns în halul acesta? Încercase tot mai interesat Mihai să-l iscodească. Andrei evitase la început. Totuși, până la urmă, își dădu drumul. S-a schimbat. Starea lui psihică este la pământ. A început să bea. Bea mult. Uneori bea până se îmbată de-a binelea. Crede că astfel... Dar ce contează? Imposibil. El? El, pentru nimic în lume, n-ar fi luat băutură în gură. Era de un echilibru și calm admirabil. Și totuși îmi aduc aminte că anul trecut, la balul bobocilor, s-a îmbătat, constrâns de un grup de studenți. De fapt, a făcut-o pentru o fată. Toată lumea râdea de el când Lia Gavriș. De ce n-ai venit, iubita mea? Te-am așteptat. Și așa mai departe. Ai fost și tu acolo, dar nu l-ai auzit vorbind astfel? Bine, dar când ai ajuns și nici măcar nu mai putea vorbi de biat ce era, tot nu-ți vine să crezi? Atunci de unde crezi că știu despre frumoasa Lia Gavriș? Despre ea este vorba, nu-i așa? Și numai dacă n-a reușit să o uite pentru că ea îl iubește pe altul, a putut să ajungă în asemenea hal. Măcar ea știe ceva? Destul, Mircea, a ajuns prea departe. Trebuie să plec, Mihai are nevoie de mine. Te rog, numai o întrebare, nu cu alt scop, ci doar din curiozitate. Părinții lui Mihai sau rudele din oraș știu care este cauza căderii lui? Nu, Mihai nu vrea cu niciun chip ca ei să afle. După cum știi și tu, Lia face parte dintr-o biserică neoprotestantă. Și chiar dacă prin absurd el ar câștiga-o, totuși, să fiu sincer, nu văd nicio șansă, se teme că ar întâmpina apoi opoziția lor. Ce stupid! Îl compătimise pe bietul Mihai. Această discuție, deci, era fundamentul noii idei a lui Mircea. Bazat pe această informație despre nepotul colonelului Oprea, i se înfiripase deja un plan grozav în minte. Mihai va fi pionul lui de joc, iar el va juca un alt important rol. Îl va ajuta mai întâi pe tânăr să o obțină pe Lia. Din aceasta va avea mai mult de câștigat. În primul rând bani, apoi o relație, poate chiar de prietenie, cu o rudă apropiată a șefului securității din oraș. Era convins că Mihai va ajunge la paroxismul disperării când va auzi de la el despre ceea ce aflase în scrisoare, că luna viitoare Lia intenționa să se căsătorească cu Florin. Doamne, ce coincidență ciudată! Tocmai Florin, cel pe care l-o urmărise, era la mijloc. Având în vedere starea de lucruri, el, Mircea, profitând de ceea ce știa cu privire la Florin, care, conform mărturiei lui, avea șanse să o înfunde cu securitatea, îl va ajuta pe nepotul colonelului să iasă la linia de plutire. Chiar dacă era nepotul șefului securității, era clar că nu va putea apela la Oprea. În primul rând, era bine știut că securiștii cu funcții înalte n-ar fi riscat cu niciun chip în defavoarea politicii statului, în favoarea chiar a celor mai apropiate rude. Și nu numai atât. Lia avea o apartenență religioasă privită cu ochii răi de regim. Această eventuală apropiere a lui Mihai de Lia putea deci constitui un real pericol pentru cariera lui Oprea. Acum era sâmbătă noaptea, iar privitor la noul său plan, mâine, pentru că era duminică, iar studenții nu aveau cursuri și nu știa unde l-ar putea găsi pe Mihai, nu putea începe acțiunea. Dar nu-i nicio problemă, hotărâ. Dimpotrivă, mâine voi avea suficient timp de gândire pentru a-mi pune bine la punct planul. După ce se cotrobăi prin buzunare pentru a fi sigur că mai are ceva bani la el, suficienți pentru a plăti un taxi care să-l ducă până acasă, intră totuși în cabină să dea un telefon.